Lovitură de proporții pentru iubitorii de fotbal și de bere care vor fi prezenți la campionatul mondial. Autoritățile din Qatar și Federația Internațională de Fotbal au decis să nu vândă alcool suporterilor în jurul stadioanelor care vor găzdui meciuri. Această măsură este una de prevenție care se practică înaintea multor meciuri importante de fotbal în diferite țări. Suporterilor le este interzis să consume alcool pentru a nu deveni agresivi înainte sau în timpul partidelor. FIFA World Cup is Suporterii care își imaginau că pot discuta la o bere despre meciurile campionatului mondial vor trebui să-și facă alte planuri. FIFA și autoritățile din Qatar au decis ca în apropierea stadioanelor care vor găzdui evenimentele de la Cupa Mondială din 2022 să nu se vândă alcool. Se pare că această hotărâre vine la cererea familiei regale, ca o prevenție pentru posibilele incidente care ar putea apărea înainte, pe durata sau după partidele disputate, dar și pentru ca toți suporterii care vin în această țară să se simtă confortabil. La campionatul mondial vor participa și țări în care consumul de alcool nu este la fel de obișnuit ca în Europa sau America de Nord. O companie nord-americană de bere care a sponsorizat turneul final cu suma de 75 de milioane de dolari și-a exprimat dezamăgirea pe Twitter, unde a transmis, Ei bine, asta este jenant. Mesajul a fost ulterior șters. Interdicția a venit la puțin timp după ce corturile sponsorului au fost mutate în zone mai discrete. Meciul de deschidere a Cupei Mondiale se va disputa pe 20 noiembrie între Qatar și Ecuador pe stadionul Albait din Alcor, în timp ce finala urmează să aibă loc pe 18. 10 decembrie, de ziua națională a Qatarului, pe Lusail Stadium.